nu vreau să mint. Sorin locuia împreună cu părinții săi într-o casă înconjurată de pomi din cartierul Sărărie. Tatăl său îi dărui un briciac frumos pentru a-l folosi într-o excursie prin munți. Ca să se încredințeze cât de tăios e briciacul, ieși singur în grădină și, fără să se gândească prea mult, reteză deodată tulpina unui cireșel plantat în primăvară. După ce făcu prostia, ascunse pomul după lemne și tăcu mărg. "Cine mi-a făcut asta?" auzi Sorin spre seară glasul mâniat al tatălui său. Vinovatul va fi pedepsit. Nimeni în afară de Sorin nu știa cine tăiase pomul. Tata îi lua la întrebări pe toți cei din casă, dar toți se jurau că n-au retezat cireșul. Cum să-l taie? Atunci Sorin se frământă în adâncul sufletului, făcându-se roșu ca cireșele coapte. "N-am făcut bine ce am făcut, gândea el. Uite, vine tata să mă întrebe și pe mine dacă am tăiat pomul. Va face de sigur legătura cu briceagul dăruit. Dacă i-aș spune că nu l-am tăiat eu, aș minți și nu vreau să mint. Mai bine îi voi mărturisi tatei greșeala și îi voi cere iertare." Și frământându-se așa, Sorin se duse la tatăl său și mărturisi: "Tată, eu am tăiat pomul și orul. Bate-mă, urechează-mă, dar ăsta e adevărul. Am greșit. Nu pot minți. Iartă-mă, tată." Atunci tatăl său îi răspunse, stăpânindu-și dorința de a-l plesni: "Fiindcă ți-ai mărturisit fapt, tată, iert de data asta." Învățătura de minte ar fi următoarea: copilul care își recunoaște greșeala dă semne de îndreptare și scapă mai ușor de povara minciunii.